Bine v-am găsit, prieteni, în această zi de vineri. Trebuie totuși să-l stabilizăm ăsta un pic. Dacă face el cum crede, atunci nu vom reuși. S-a încheiat la Singapore pentru noi acest turneu cu multe învățăminte. Dan Bâra este lângă mine și sigur că o să tragă toate concluziile și toate discuțiile tactice către el. Eu sunt mai mult din punct de vedere statistic prezent atunci când vine vorba de tenis, asta mă interesează foarte mult, statistica. Așadar, nu există, Dane, nicio jucătoare care să fie obținut 3 victorii în faza grupelor, niciuna care să fi pierdut toate cele 3 meciuri. Iar principalele 2 favorite, Simona Halep, numărul 1 mondial, și respectiv Garbiñe Muguruza, considerată cea mai în formă, potențial cea mai în formă dintre jucătoare, au terminat ambele pe ultimul loc în aceste grupe de Masters. Semifinalele n-au nicio logică, mai ales că nu conta rezultatul direct, ci setaverajul la egalitate. Caroline Garcia, care a învins-o astăzi pe Caroline Wozniacki, a terminat grupa pe poziția 2, întrucât a avut setaveraj inferior jucătoarei din Danemarca, dar este de origine poloneză. Wozniacki nu are nimic danez în ea, este 100% poloneză, doar că locuiește în Danemarca, dar este născută în Polonia din părinți polonezi. Așa. Vom avea, deci, semifinalele pe care le anunțasem ieri, mai puțin Halep, pe care am văzut-o învingătoare netă în fața Elinei Svitolina. Elina Svitolina, care și-a justificat rangul, totuși locul 4 în clasamentul mondial, chiar dacă a jucat în fața numărului 1, sigur că trebuia să aibă o prestație solidă, și a reușit Svitolina să facă în sfârșit un meci mare, mai puțin mare, va spune Dan Bâra, care a văzut mai multe din meci decât mine și are ochiul tehnicianului în această dispută. Dar, ca să reamintim, semifinalele, deci, vor fi până la urmă în Cruciș, locul 1 din prima grupă, adică Carolina Plișcova, cu locul 2 din grupa 2, adică Caroline Garcia, și respectiv Venus Williams, locul 2 în grupa albă, care o va întâlni pe Caroline Wozniacki, câștigătoarea grupei roșii. Celelalte 4 jucătoare sunt eliminate, toate 4 au terminat cu o victorie. E vorba de Elena Ostapenko, Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina și Simona Halep. Asta, Dane, din punct de vedere statistic, calculele le făcusem pe parcurs, acum era doar să culegem ce am semănat. Hai să vedem din punct de vedere tactic cum au arătat astăzi, această zi a Simonei Halep. Aș începe cu cealaltă partidă, cea în care Garcia a reușit să o bată pe Wozniacki. Mi s-a părut acolo un lucru interesant ca exemplu pentru ceea ce vreau să spun. 6-0 în primul set pentru Wozniacki. Deci maniera... a treia oară când Caroline Wozniacki câștigă un set la 0 în acest Masters. Ea a reușit să le dea un 6-0 tuturor adversarilor până acum. Așa și asta e, la statistică trebuia să o punctăm. E foarte bună observația asta, se potrivește cu ce vreau să spun, pentru că în setul 2 se întâmplă ceva foarte interesant. Impulsionată de antrenor, Garcia, am impresia că e chiar tatăl ei. Da, el este taicăsu. Da. Ea intră pe teren hotărâtă să schimbe. Devine agresivă, devine concentrată, prezentă în joc și începe să-i pună problemele lui Wozniacki, câștigă setul la capătul unui set 2 extrem de disputat din punct de vedere fizic, în primul rând, după care, în setul 3, lucrurile revin oarecum la normal, jucătoarele, în primul rând, cad din punct de vedere fizic și concluzia, după părerea mea, ar fi următoarea. Odată, factorul ăsta psihic e extrem de important la fete și tot vedem oscilațiile din ultima vreme, pe care le-am menționat de multe ori, și de asemenea factorul fizic. E bine, trecând la Halep cu Svitolina, mi se pare interesant momentul din startul setului 2, când Halep solicită intervenția lui Darren Cahill. E evident că nu e antrenorul potrivit pentru ea. Cu siguranță e un tip pregătit, un foarte bun antrenor, dar nu este antrenorul pregătit pentru ea. El încearcă să explice logic niște chestii, ea are nevoie de o, cum să zic, o abordare gen șumudică. Da? Da, hai. Bine spus, așa da. E. Bun. S-a demonstrat că e așa, corect. Ce îi spune Simona Halep în momentul respectiv? Zice în felul următor, nu sunt în joc, nu simt mingea, nu
concluzia, nu mă pot concentra. Da? Spuneam înainte de startul turneului, în urmă cu o săptămână, următorul lucru. Aș vrea să o văd pe Halep intrând pe teren ca o campioană, ca un sportiv profesionist care sperie adversarul. Care este limbajul corpului în momentul în care Halep intră pe teren? Privirea în pământ? Da? Parcă ar fi rușinată de ceva, parcă ar fi jenată de ceva. O încrâncenare, așa, parcă simți dinții scrâșnind. Da? Și chestia asta te face în ochii adversarului vulnerabil. Halep, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, mi-am scos eu aici câteva lucruri care să-mi explice ce vreau să spun. Dacă privim din punct de vedere al greșelilor neforțate, din punct de vedere al mingilor câștigătoare, avem niște statistici absolut de neînțeles. Fiindcă Halep are 22 de lovituri câștigătoare, Svitolina 14. Da? Cine a câștigat meciul? Svitolina. Halep are 19... Svitolina în două seturi chiar. În două seturi, da? Deși cele mai multe lovituri câștigătoare, mult mai multe, 22 la 14, le are Simona Halep. Erori neforțate, 19 la 15, da? Halep s-a bătut din nou singură. Ea n-a fost în meci. În momentul în care e sportiv profesionist, trebuie să intri în meci pregătit pentru meciul respectiv, da? Vedem de nenumărator la fotbal. Jucători care nu fac ce trebuie, meciul nu e plăcut, te plictisești din fața televizorului și așa mai departe. Vedem altă dată meciuri care ne fac să stăm lipiți de televizor, da? Asta e diferența între sportivii care intră pregătiți, din punct de vedere mental, și cei care nu. Da, turneul în orice caz continuă, puteau să fie oricare patru calificate, de notat că toate cele trei fete pe care le cheamă Caroline s-au calificat. Trei erau, trei sunt calificate. Poate să era bășală din punctul ăsta de vedere, pentru că nu mai știi cum să le denumești. Comentatorii noștri care, am tot spus-o, n-au școală, n-au nici apetitul pentru limbi străine, în general nu știu nimic despre nimic, îi tot spuneau și ăștia Svitolina. Am văzut, cum, da, Dumnezeu, ultima într-o limbă slavă, da, să-i spui uneia Svitolina. Ăla e un nume latin. Da? Pe ea este slavă, o cheamă Elina Svitolina, da? Este din Ucraina. Cum dracu să n-ai niciun talent în niciun domeniu? Este înfricoșător. Dar noi n-am reușit să facem trierea asta nici după 27 de ani. Hai să zicem că înainte erau impuse toate numele astea, toți cretinii erau comentatori TV. Așa era atunci, aveai un tată bine situat, copilul nu știa să facă nimic în viață, îl aducea tasul la televiziune sau la radio. Bă, în ziua de astăzi să comentezi meciul la Eurosport, să comentezi pe toate canalele astea, să stai într-un confort absolut uluitor. Puțină lume știe că oamenii ăștia nu dau socoteală niciodată nimănui. Ei nu-i întreabă nimeni de ce comentează prost, de ce nu se pricep la fotbal, de ce nu-și fac temele niciodată. Cum e să te duci la serviciu toată viața ta cu temele nefăcute și să iei niște salarii exorbitante? Vorbesc aici ca la Libertatea de 200-300 de euro, alea sunt salarii de căcat. 10.000 de euro pe lună, da? Cazurile televiziunilor de sport din România, întrebați-i pe aia de la Telecom cât câștigă pe lună mari comentatori. Bă, dar niciodată. Deci ei aceleași erori le repetă de 20 de ani. Da? Niciodată n-au învățat nimic. Cum să spui Udinese, bă? Da? Cum să spui Leverkusen? Da? Cum să spui aceleași tâmpenii 100 de ani? Aia e greșit, nu te pricep. Bă, da, înveți și tu în timp. O spui și tu odată, măcar odată să-ți iasă. Și aici, nu l-am auzit pe ăla Mândru sau cum îl cheamă, tot meciul i-a spus Svitolina. Nu e, bă, tată, Svitolina. Aia dacă era iberică, atunci îi spuneam așa. Vă o dracului de treabă, chiar așa, tată, stai într-un confort acolo, că știu și eu cum e la Eurosport. Poți să stai 25 de ani, să spui numai prostii pe post, că nu te schimbă nimeni. Important este să nu fii rău de gură. Să nu te cerți cu cineva, să nu, să stai în banca ta, așa cum e în general în societate. O, cât ești mai sinistru ca pregătire, dar mai în banca ta, cu atât ești mai bine văzut. O, e excepțional asta. Îți dau așa doar un pasan, că poate lumea nu știa exact cum trăiesc ăștia. De cele trei Caroline, probabil că secretul pentru Halep la următorul turneu să schimbe, să o cheme Carolina Halep. Halep care și-ar fi putut astăzi deschide o cofetărie, ca să înceapă tot cu litera C, dacă ar fi reușit să câștige în fața Svitolinei. Are deja o cafenea, am înțeles că investește în hotelărie undeva la munte, pe Valea Prahovei, așa. Putea să-și deschide o cofetărie dacă s-ar fi calificat în semifinale, așa probabil că o va mai amâna. Ce nu mi se pare mie
normal, Dane, este de ce nu intră aproape nimeni în cofetăria ei sau în patiseria ei, în cafeneaua ei, nu știu exact ce titlu are, la Constanța. Am zis că este situată în zona relativ veche, dacă a mai rămas ceva vechi în Constanța și n-au dărâmat comuniștii. E într-o zonă bine situată a orașului. Nu se duce lumea. Cică. Ar trebui să facă, Radu, știi că nu sunt prăjitori din astea denumite după diferiți jucători, sportivi. Da, să spună și a Vozniachii la o prăjitură. Adică tu ești și un mare simbol al sportului românesc, da? Da? În momentul de față, sportul românesc mai are sportivi de valoare, dar în discipline mai puțin mediatizate și nu sunt cunoscuți pe stradă. Deci Simona Halep poartă practic de câțiva ani deja drapelul românesc peste tot. Cum să nu-i întrebă să bei o cafea? Eu dacă aș fi constanțean, da, deci cu un patriot de-al ei, cu un cetățean de-al ei, eu m-aș duce să beau un cappuccino sau un espresso sau să mănânc o indiană sau un nișlăr la cofetăria ei. O svitolină, Radu, trebuie să mâncăm acolo. Dacă tot ești fanul ei, nu? Te uiți, tu, vezi românul cum e, bă, Dane, că aici, bineînțeles, voiam să ajung undeva. Tu e până gratis totul ce bine e. Da? Te oare Cristian Tudor Popescu sau alți șnapani dintre ăștia care pentru a face gargară și a-și face un pic de popularitate și de notorietate să-l ingușesc, devin jenanți la televizor, nu-i cazul numai de sport. Ok, omul nu se pricepe la sport, dar în ultima vreme, în ultimii 10-15 ani, nu se mai pricepe nici la politică. În fine, ajungi în situația asta, de orice om deștept vede că ești un prost. Da, umilindu-te, spunând niște lucruri care nu există, da, descalificându-te în fiecare zi la televizor, tu oare omul ăsta, dacă se duce la Constanța, lasă și el doi bănuți la cafeneaua Simonei, sau atunci când e vorba de bani, zice, ia dă-o dracului, ia las că mă duc eu și mănânc la țiganii aia, că îi știu eu de pe vremea când eram, da, îi plină Constanța de buticuri de-astea de 2 lei insalubre, dar de pe vremea turcilor rămase, unde te duci, chiar sunt turcizme de-astea unde poți să te duci, eu chiar nu înțeleg. Adică, bă, duceți-vă, luați cu asalt, ajutați-o pe fată. Dacă atât aveți. Ce mai are? Bă, Constanța îl mai are și pe rege, că nu mai putem să-i pronunțăm numele decât cu scandalul motănesc. Îl aveți pe rege, da, umpleți stadionul, tată. Mergeți ăstea, cumpărați în cofetărie, luați și lingurițele, dar nu le luați pe sub masă. Luați-le pe bani, spuneți că dați. Faceți donații acolo, ca la biserică. Fata totuși din când în când, că uite, mai trece și prin momente dificile, să vină acasă să-i spună bunul său tată, uite Simonico, hai că nu-i nimic, s-a strâns niște bănuți săptămâna asta la cafenea. A venit lumea, au fost turiștii, da, am zis că se numește SH cafenea, nu-i suficient pentru un turist străin care o cunoaște pe Halep, dar inițialele nu-i spun mare lucru. Uite bă că românul nu. Parcă văd acum în curând că o să apară în ziar că a dat săraca faliment și la munte cu hotelul, a vedea faliment cu toate, nu ar trebui să fie așa. Dacă era islandeză, Dane, în Islanda toată lumea se înghesuia la cafeneaua ei și după victorie și după înfrângere, numai ca să demonstreze solidaritatea. Dar bă, Dane, asta e solidaritatea, nu să spui la televizor. Sau dacă ai pe 0 lei, da? Important este să dai de la tine, să te duci cu ceva. Apropo... Nu să vii să faci gargară pe gratis. Aia poate oricine. Apropo de solidaritate, am înțeles că primăria Bucureștiului se pregătește să o facă cetățean de onoare. Tocmai în ideea de a o sprijini, Radu, pentru că aici vreau să punctez și eu. Este ceva? E interesant cum sprijinul ăsta se apare exact în momentul în care ea e pe culmile carierei, să spunem cel puțin din punct de vedere financiar. Da, câștigă foarte mulți bani. Nu înțeleg acum în ce fel vine acest sprijin pentru ea. Poate sprijin pentru primărie. Asta e o lingușală, da, bineînțeles. Primăria își atașează numele de un sportiv cunoscut, o primărie corect, care nu face nimic față de un sportiv care poartă România pe umeri, dar la fel peste tot s-a întâmplat și cu decorațiile pe care șefii de stat le-au dat oamenilor care aveau la un moment dat trecere în societate, după aia mulți dintre ei s-au pârlit pentru că ei au ajuns persoane non grata sau persoana non grata sau detestabile sau scoase din circuit din diferite motive. Uitate, da? După aia într-un sertar undeva. Uitate, da, unii s-au făcut de râs cu aceste decorații și acum vrea să le retragă, dar în anumite cazuri nu mai pot. Deci e bine sigur că o primărie de asta care habar n-are să facă nimic, care ne lasă în voia sorții, să-și asocieze numele cu munca unuia, da, cu șansa, cu destinul unuia. În cazul Simonei Halep n-aș vorbi foarte mult de talent, dar de muncă, de destin, da, de dârzenie, de pricepere, cu siguranță, da?